când spui anatomie patologică, te gândești în primul rând la biopsii, dar activitatea unui medic cu această specializare nu se referă doar la atât. Ce presupune anatomia patologică? Cum stă România la acest capitol? Dacă avem destui specialiști, dacă Probele analizate sunt eliberate rezultatele într un timp destul de scurt, dacă diagnosticele sunt fidele. Vom afla mai multe detalii de la doamna doctor Adelina Birceanu, medic primar anatomie patologică la Spitalul Clinic Sfânta Maria din București, dar și coordonator medical al laboratorului Patotim Diagnostic. Doamna doctor, în ce măsură vorbim în România de lipsă de specialiști anatomopatologi? Am evaluat puțin niște studii făcute de nemți în 2021, iar în România deocamdată nu există un studiu pe distribuția anatomopatologilor pe județe, pe spitale, pe regiuni, însă nemții, am evaluat din Eurostat database și poziția României în Europa. Iar noi ne aliniem împreună cu Irlanda, Letonia, Austria, Olanda. Puțin este UK peste noi, dar suntem în media europeană. Se vorbea în 2019 că am avea în jur de 200 de medici anatomopatologi la nivel național. Este un număr suficient pentru a acoperi toate nevoile legate de diagnostic? Nu este un număr suficient, însă cred că s-ar putea redistribui sau s-ar putea redistribui medicii anatomopatologi pe centre universitare pentru că în fiecare an se scot foarte multe locuri, însă nu posturi, pe anatomie patologică. Nu mai în București cred că avem anul acesta aproape 20 de rezidenți și anual ies rezidenți, însă ei trebuie pregătiți, treinuiți și să fie ajutați și să ne ajute și pe noi în diagnostic. Consider că distribuția anatomopatologilor ar trebui să fie pe centre universitare, pe supra-specializări și ar trebui implicați mai mult rezidenții în aceste activități. Cu alte cuvinte, dumneavoastră spuneți că nu în orice orășel sau orice cătun ar trebui să existe uh, un medic anatomopatolog. Da, asta vreau să spun. Uh, consider că un laborator de prestigiu ar trebui să aibă o aparatură de prestigiu, ar trebui să lucreze cu reactivii și mai bun calitate preț, pentru că nu numai în România, dar în orice, în orice țară din lumea asta, este important, sunt importanți banii. Iar banii ar trebui distribuiți echilibrat, atât pentru aparatură, cât și pentru reactivi, dar și pentru personalul medical. Știm cu toții uh, situații de genul în care se așteaptă mult pentru rezultatele unor uh, analize, unor biopsii, în special când e vorba de cancer. Uh, oamenii aleargă poate și la un al doilea laborator pentru un second opinion. De ce uh, se întârzie aceste rezultate? Volumul mare de probe, de muncă. Uh, din punctul meu de vedere există două posibilități. Ori volum foarte mare de muncă cu personal medical care nu are o experiență vastă în în această privință, adică asistenți care să aibă o pregătire și o rutină și o eficiență mai bună, medici care se blochează de cazuri dificile, imposibilitatea de a putea de a te putea consulta cu colegii în timp real, fără plată, fără împiedicare a posibilității de a trimite cazurile prin curier, prin plată, va chiar plată, pentru că e important cine plătește acest lucru. Iar al doilea lucru, cred că sunt anumite locuri în care sunt foarte puține piese în care există aparatură, iar ca să rulezi un aparat cu două, trei piese, înseamnă un consum extraordinar de mare. Și asta ar putea să fie o problemă. Și bineînțeles, există posibilitatea să nu, existe, să nu fie specializări pe acele, în acele domenii. Cum îi afectează pe pacienți acest lucru? Și aici mă refer nu doar la oncologie, unde știm cât de important e să pui diagnosticul corect și cât mai repede pentru a iniția tratamentul, dar poate și în alte patologii. Îi afectează destul de mult, pentru că uh... În final, tratamentul pacienților nu se rezumă doar la anatomia patologică. Anatomia patologică este un pas. Există posibilitatea ca ei să piardă timp pentru că nu și-au găsit loc pentru intervenția chirurgicală la medicul potrivit. Există posibilitatea întârzierii, cum am discutat mai devreme, a rezultatelor histopatologice. La fel există posibilitatea întârzierii programărilor pentru imagistică, dar chiar și acolo există posibilitatea de second opinion. Îi afectează pentru că există posibilitatea să nu mai primească tratamentul corespunzător în timp real. Iar din păcate la noi în România, în spitalele de stat, și în anumite, în anumite laboratoare private nu sunt toate serviciile integrate. Și prin servicii integrate mă refer la, de la anatomia patologică care reprezintă un basic. Pentru că anatomia patologică nu înseamnă doar histopatologie, ci acum, în momentul de față. Reprezintă mai mult pe, pentru pacient. Reprezintă evaluarea unui tip histopatologic, unui subtip, histopatologic unui subtip molecular. Noi, anatomopatologii, dăm o direcție oncologului cum să trateze pacientul. Și există foarte multe spitale, chiar la noi în București, care nu au imunohistochimie, care nu au biologie moleculară. Asta și din cauza prețurilor crescute, dar și lipsa implicării, cât și lipsa dorinței firmelor de medicamente care oferă vouchere pentru testare de a colabora cu mai multe laboratoare. Bineînțeles că asta e o treabă, e o treabă de discutat pe termen lung. Pentru că eu consider la fel cum consider și examenul de post nu-l consider un lucru potrivit cum nu consider un lucru potrivit de a te lega pe viață cu un laborator sau cu un medic uh, și deocamdată la noi în România cei care primesc vouchere pentru biologie moleculară rămân laboratoare uh, care vor rămâne ala lung poate datorită uh, calității pe care o oferă, credibilității, însă numărul de probe crește atât de mult încât nu mai fac față. Și este foarte greu să intri în legătură cu firmele de firmele farmă, de a putea intra ca laborator și să ți demonstrezi poziția. Și calitatea în în laborator. Deci nu e doar doar timpul de al rezultatului anatomopatologic care reprezintă un basic, ci faptul că la noi în România pacientul trebuie să vină la spital, să își ia blocurile, se ducă la, oncolog să-și ia bile de trimitere, până este programat la oncolog, până unii nu își permit să plătească, deși prețurile în momentul ăsta raportat la reactivi sunt foarte bune, însă raportat la salariile și pensiile oamenilor sunt destul de măricele. Revenind la biologia moleculară și la imunohistochimie, cred că ar fi puțin de precizat în ce afecțiuni se impun aceste investigații, să înțeleagă toată lumea despre ce e vorba și de ce spitalele ar trebui să aibă în serviciu de anatomie patologică aceste lucruri. Mă refer la biologia moleculară și imunohistochimie. În primul rând, în toată lumea, un laborator de anatomie patologică înseamnă imunohistopatologie, citologie, imunohistochimie, biologie moleculară. La noi, în România, nu se întâmplă lucrul ăsta, pentru că sunt, pre sunt costurile foarte mari pentru un spital. Patologiile care se pretează pentru imunohistochimie sunt patologiile, patologia mamară în care este necesară evaluarea profilului hormonal și al statusului HER pentru un tratament corect. Niciun, niciun oncolog nu va trata fără imunohistochimie. Mai există tot în patologia mamară în anumite situații Posibilitatea de biologie moleculară și vorbim despre un cotype de X, care deocamdată e foarte greu să găsești într-un laborator din România, datorită sau din cauza prețurilor foarte crescute. De asemenea, în patologia colonică, biliopancreatică, acum. Pentru că sunt terapii țintite, majoritatea, majoritatea tumorilor necesită evaluarea instabilității microsatelitare pentru a vedea dacă există cumva posibilitatea ca pacientul acela să primească o imunoterapie sau o terapie țintită. Deci sunt cazuri rare, ele trebuie evaluate. Patologia pulmonară, care necesită stabilirea subtipului histopatologic, însă. Fără testarea egfr pe CPDL, oncologul nu poate începe tratamentul pentru un pacient cu o tumoră de uh, plămân. De asemenea, în patologia uh, colorectală, unde în ghidurile în CCN, uh, se recomandă evaluarea instabilității microsatelitare prin evaluarea testelor imunohistochimice, cât și testarea Olras-Braf, care reprezintă... Uh, reprezintă teste de biologie moleculară în situațiile acestea două, cum este patologia pulmonară și uh, colonică. Pacienții beneficiază de vouchere din partea uh, firmelor care urmează să pro, să livreze tra, tratamentul pentru ei în cazul în care există mutații și se, rezultatele sunt conform uh, ghidurilor. Cu alte cuvinte, laboratoarele din spitalele de stat sunt cumva incomplete, neavând aceste servicii. Da.